După ce anul trecut guvernul a lăsat la latitudinea autorităților locale dacă mențin sau nu aceleași taxe și impozite, anul acesta autoritățile locale sunt obligate să actualizeze nivelul impozitelor și taxelor locale cu cel al ratei inflației. Valoarea procentului de majorare va fi supus dezbaterii publice și apoi aprobat de Consiliul Local, urmând ca giurgiuvenii să plătească mai mult din anul fiscal viitor, adică din 2014. Aceste valori impozabile se vor modifica cu până la 15% pentru anul fiscal 2014. Guvernul mai lăsa la atitudinea unităților administrativ-teritoriale și posibilitatea de a actualiza cotele adiționale cu până la 20%. Acest lucru nu-l vom face. Gradul de încasare scade atunci când taxele cresc. Este un lucru dovedit și se vede și din realitatea ultimilor 4-5 ani la Giurgiu. Cât privește tendința de încasare a taxelor și impozitelor locale înregistrată în ultimele luni, aceasta pare a fi într-o ușoară creștere, a mai specificat în cadrul conferinței de ieri Laurențiu Țintea, directorul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu. Faptul că anul acesta noi nu am crescut taxele și impozitele s-a văzut și în încasările noastre. Lună de lună, între 5 și 10% încasările au fost mai mari decât în aceeași lună a anilor precedenți. Dacă mai era nevoie să confirmăm lucrul acesta. Asta este vestea proastă, că trebuie să le modificăm.